Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA. Așa că toată lumea am văzut că v-a vrut GTA, vă place GTA în continuare. Și cum să nu facem, să nu continuăm. Data trecută știți că Trevor a văzut clovi. Bă, de ce dai mă peste mine, mă băiatule, mă, de ce dai peste mine? Uite câte mașini, câte mașini faine trec pe lângă mine, ești nebun. Dar și eu stau fix în mijloc aici, știi? O, ia uite pe asta, sau uite pe aia. Mamă, ok. Așa că noi o să mergem și noi aici la... Oaie, ce asta, Audi? Ba, nu e Audi. Ia, mergem și noi la B-ul ăla să vedem ce se întâmplă la B-ul ăsta de aici. Să vedem astăzi facem misiune, să vedem ce misiune avem de pregătit pentru noi. Așa că dau un mare like în momentul acesta, să vedem la câte like-uri ajungem. Dacă facem 2000 de like-uri la acest video, ar fi super, super tare. Aș aprecia extraordinar de mult și nu știu de ce vorbesc de repede, pentru că dacă o să vorbesc prea încet, o să mă... Ok, o să fac accident, asta vreau să zic. Oh, dar ce frumos ne-am redresat. Băi, ăsta are motorul în spate, mașina asta. Ceea ce super tare. Alma, nu e voie. Nu e voie. Nu e voie, de ce stai cu minte acolo? Uite, m-am uitat la Alma și am făcut accident. Vedeți? Nu vă uitați niciodată la prietenul vostru că o să faceți accident. What the fuck? Aia e vie? Bă, aia de acolo e vie. Candy box. What? Aia e pe bune acolo? Aia e statuie. Mama, am crezut că e om real. Vreo nebună, ceva care vrea să se spânzure pe acolo, nu faceți așa ceva acasă. Asta e. Opa. Trebuie să fugărim pe cineva. Dar pe cine trebuie noi să fugărim? Mi s-a oprit mașina. Fiți mi s-a oprit mașina. What? Mi s-a oprit mașina, frate. Deci mi se oprise mașina. Deci nu mai băga viteză. De ce? Dacă știe cineva de ce mi s-a oprit, adică nu mergea, nu reușeam să bag viteză, nu mergea. Sper că nu vine după mine sau ceva, nu? Ok. Uite, eu cred că trebuie să mă duc la ăla de acolo. Hai mă, urcă înapoi în mașină, de ce am ieșit? Am impresia că aici a fost și Trevor. Tot faza cu nebunul ăla. Bă, nu cred că și el trebuie să vină aici. Nu cred. Nu. What? Deci exact la nebunul ăsta. What? Deci exact aceeași fază ce s-a întâmplat și lui Trevor. Nu știu ce are nebunul ăsta de tot, vrea să-i atragă cu, să legalizeze nebunia aia ca să vezi droguri. Hai că nu, ba, dar nu pot să sar peste misiune. Kill the aliens. Bă, nu cred. Extraterestri, frate. What? Ia uite, bă, băiatule. Bă, voi vedeți? Stai mă o leacă. Ia uite, bă. Ioi, frate, ia uite. Mamă. Deci fii atent, ăsta vede extraterestri și am sărit peste. What?
Bă, nu cred așa ceva. Deci ăsta vede extraterestri. Mamă, cât sunt. Wow. Ia, nu pot să mă uit din altă perspectivă. Ioi, frate. Hai că nu vreau să mor sau ceva. Frate, deci în episodul ăla am văzut. I'm not enjoying this. Mamă, și câte are. Cred că asta nu era obligatoriu chestia asta, dar vedeți că. Mamă, dar unde apar? Stai că apare unul aici. What? Vai, ce m-am speriat, ești nebun la cap. What? Mamă, cât de nasol e. Wow. Uite că ne-a prins ăsta. Vai de viața mea. What? Ce naibă? Nu cred. Ce? Ok, cred că o să ies de la misiunea asta pentru că e prea ciudată, credeți-mă. Și nu o să mai vin aici, în vecii vecilor, amin. Bă, fii atent că chiar a pățit-o, mă. Deci extraterestri chiar au fost real. Practic ne-au răpit extraterestri. Ah, avem o bicicletă. Am crezut că ne dă ceva mai tare. Ok, super tare. Hai, bă! Așa, numai puțin să ajungem la. Avem de mers destul de mult, așa că o să vreau să mergem acolo la. La ăla de acolo. Perfect. Și ne-am dus, băieții. Vedeți că ne-au răpit și extraterestrii în acest episod. Eu sper că v-a plăcut până acum. Nu mai vreau să mai repet experiența aia. E și nasol, credeți-mă. Așa că băgăm viteză să ne ducem la o misiune reală. Stai acolo. Mamă, ce viteză avem, ești nebun. Uau, de viața mea, uai de viața mea. Vai, mamă. Oh, ce bine ne-am redresat. Stai acolo, băiate. Stai, oh. Opa. Uite niște mașini mai mișto pe aici. Mamă, ia să vedem pe care o alegem. Mi una mi. Oh, pe asta, frate. Pe asta. Nu știu ce, dar îmi place cum arată. A, e din aia viteză umană. Ia. Și am băgat turbo. Mi-e milă să o lovesc, credeți-mă că mi-e tare milă să o lovesc. Îmi place că e rapidă. Hai mă, că reușim. Dar nu mai reușim să mergem fără să o lovim, asta e, nu. Ia uite ce schimbă nebuna. Opa, nu sta în fața mea. Stai, noi trebuia să ajungem sus acolo. Wow. Ușor, tata, ușor cu tata. Alma tot caută ceva pe aici, dar nu știu ce. Nu știu ce caută, credeți-mă. Opa, o ce-mi face domnul cu flash-ul? Băi, asta nu e soția lui? Da, mă, e soția lui. Ce fel se văd mușchiul ăsta, ce vene are.
All of you. I'm on a run. Seem a little upset. Bă, nu spune că se bate cu soția lui. Îl bate soția. I'll stay QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go. Ok, trebuie să mă întrec cu ea. Running and cycle will improve your general stamina. Okay, man, boobs, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Trebuie să mă țin după ea? Fuck you! Why are you so angry? Ah, trebuie să... Să o întrec, mă! Trebuie să mă bag în fața ei. Bă, nu cred. Alma, ce faci? Haide, mă, că nu vreau să... Deci fii atent, mă întrece la alergat, mă bate soția, ești nebun. Mamă, cât trebuie să alerg, frate, am făcut o cursă cu soția mea. Nu cred că trebuie să pierd, sigur trebuie să câștig. Haide, 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 haide. You should really think about behavioral medication. I'm in a world of my own. You can run around them, you know. Okay, here we go. Last push. Bă, nu cred. Fete că mă bate, mă. Nu cred că mă bate. Hai. Fugi. Haide-mă. Trebuie să mă bag în fața ei. Am câștigat. Mamă, cât a făcut. Deci nu spune că m-a bătut. A, nu spune că acum cu bicicletele. A. Dar stai mă că aia nu era soția. Ba da, era soția. Deci am bătut-o. Am bătut-o. Este mă. Acum pot să omor? Aș putea să omor, dar nu fac chestia asta. Alo. Ok. Ia să vedem ce mai avem de făcut. O să ne ducem la... Bineînțeles, vedem ce mai are Michael de făcut. Franklin, pardon. Tot îi încurc de fiecare dată. De fiecare dată îi încurc. Ia să vedem ce mai face și Franklin. Ce faci, domnul Franklin? Cum îți mai merge viața? Vrei să te duci să vezi și tu extraterestre și toate chestii din astea? Hai să vedem ce vede. Ce vede Franklin. Îs tare curios să vedem ce vede el. Să vedem ce vede el, wow. Sunt tare curios. Mamă, de-abia merge mașina asta, jur. De-abia merge mașina. Hai, mergem direct în față și o să ajungem direct la omul cu drogurile, să vedem ce droguri ne dă. Hai mă, nu spune că a dispărut, frate. Hai bă. Stai că vreau să ne ducem la chestia aia. Unde era? A, uite aici. A, ba nu. Tocmai aici? Mamă! Mamă, dar avem de mers destul. Avem o grămadă de mers. Și nu prea îmi convine să merg atâta. Ok, nu cred că trebuia să merg pe aici sau ceva de genul. Că pe aici sunt trenuri. Băi, stai așa. Deci dacă aici sunt trenuri, n-aș putea să iau un tren. Știu că trenurile mi-a spus că nu merg să le iei sau să le conduci.
What's your problem? Dude, I'll take you down. Hopa. Pendejo. Hopa. Fuck, s-a dus, 1 și 2. E mort? Am luat și niște bani pe lângă 300.000 de dolari pe cât ai avem noi. Stați mai puțin să văd ceva. Păi, ok. Eram curios să văd ce vede și Franklin de la toate chestiile alea. Eram tare curios, putem să punem un elicopter aici sau nu putem? Dar nu putem să punem elicopterul aici. E ok că în episodul ăsta am văzut și... Ok, o să mă las să mă omoare ca să mă duc. Ok, am vrut să mă las să omoare ca să mă duc înapoi în oraș. Să fiu mai aproape de semnul ăla al întrebării. Ok, păi și eram tare curios, băi, dacă ne-a luat extraterestri, ne pun la cap. Deci extraterestri, vedeți că există, nu consumați chestii de genul în viața voastră. Ai, ok, o să închei aici acest episod, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați un mare like și să distribuiți mai departe, așa că ori ne vedem în episodul următor cu multă pace și iubire. Salutare!